Bună dimineața, stimați ascultători! Încep de azi un nou drum, un podcast nu întâmplător intitulat Aventura Sănătății în numele Centrului de Excelență în Prevenția și Întreținerea Sănătății Mașinării Umane CardioMix. Iar astăzi o am ca invitată pe doamna Veronica Burtea. Bună dimineața! Bine ați venit la noi! Mulțumim că ne-ați onorat invitația. Doamna Burtea, vreau să încep un pic invers podcastul și o să spun așa. Mi-aduc aminte că mi-a spus cu ceva vreme în urmă, nu foarte mult, aceasta este nouă versiunea mea privindu-mă în oglindă și îmi place. O să explicăm puțin mai târziu ca să înțeleagă ascultătorii ce înseamnă asta, dar ce înseamnă pentru dumneavoastră acum, în 2023, aproape la un an de zile de când ați ajuns la noi, ce înseamnă această nouă versiune a mea? Această nouă versiune a mea înseamnă că îmi place la nebunie cum mă simt în corpul meu, cum mă simt în mintea mea, cum mă trezesc dimineața și cât de bine dorm noaptea. Tot ce se întâmplă în ultima perioadă îmi dă o stare de bine, energie maximă și nu pot să mă plâng că mă mai doare ceva. Că mă mai doare ceva. Ca să înțeleagă ascultătorii de ce am pornit așa și unde vrem de fapt să ajungem, adică am pornit puțin cu rezultatele și cu începutul, ne întoarcem un pic în timp, mai mult sau mai puțin cam pe vremea asta. În iulie s-a făcut un an de când sunteți pacientul nostru la Centrul de Excelență CardioMix și mi-amintesc că cel care v-a recomandat atunci mi-a spus că cunoaște o doamnă care are foarte mare nevoie de ajutor pentru că nu își mai găsește rezolvare la problemele de sănătate. Așa era atunci, da. Întrebarea este aceasta. Care era starea dumneavoastră ca om, ca femeie, inclusiv cea de sănătate, că pentru acest aspect a ajuns la noi, cu ce vă confruntați? La momentul iulie 2022 mă simțeam foarte neputincioasă pentru că toate încercările mele de a ajunge la o stare de bine fizică eșuaseră. Cu toate investigațiile medicale pe care le făcusem, nu reușisem să ajung la cauză și în loc să se amelioreze, mai apărea ceva. Era ca o poveste fără sfârșit. Înțeleg că existau totuși niște diagnostice și niște probleme severe de sănătate. Da, existau. Diagnosticele sunt, numai că ceea ce primeam ca informații de la medici nu mă ajutau să mă pun pe picioare. Adică orice ați fi încercat, practic nu căutați rezultatul respectiv, nu funcționa. Am înțeles. Este o chestie destul de supărătoare pentru că nu mai vorbim de timpul și de banii investiți. Cum a decurs practic modul în care ați ajuns aici și cum a început să se rezolve problemele de sănătate? Am ajuns într-un punct critic în care corpul meu reacționa în feluri neprevăzute, cu o teamă teribilă că nu știu cum mă voi trezi a doua zi și dacă voi fi bine sau dacă nu voi fi bine. Practic fiecare zi era o provocare. Era ceva, nu mă așteptam la ceva mai rău, nu mai bine. Și în momentul în care am ajuns aici, toate au început să capete sens pe parcurs, nu dintr-o dată. Intern și pentru mine a fost cusuișuri și coborușuri, pentru că ce servisem până atunci ca informații îmi crease o convingere, ce am primit ca informații după momentul iulie, convingerea creată. M-a pus cumva într-o stare de nesiguranță legat de ceea ce gândeam până la momentul respectiv. Și ușor, ușor a trebuit să-mi transform modul de a mă raporta la mine și la corpul meu și am ajuns în punctul în care să învăț să-mi ascult corpul, lucru pe care nu-l făceam înainte deloc. Bun. Ați ascultat foarte bine pentru că pe asta era conturată următoarea întrebare, pentru că ați accesat inclusiv modulul de psihoterapie cu doctorul Mihai Dan. Așa este. Cum v-ați dezvoltat în urma terapiei cu Mihai, ca om, ca femeie, pe plan familial, pe plan social, pentru că era o legătură și noastră sunteți o persoană foarte activă. Cum ați rezolvat problemele și ce ați învățat de la Mihai Dragomir? Cum v-a transformat această psihoterapie? În primul rând, ședințele de psihoterapie m-au învățat în primă fază cum să selectez informația care vine către mine și care îmi folosește și care nu îmi folosește. Din punct de vedere nutrițional, din punct de vedere supra-solicitare, pentru că obișnuiam să mă încarc și să
o țin așa până noaptea târziu. Din punct de vedere raportare la oamenii care vin către mine și mă ajută ca eu să fiu bine și ca om, din cap până în picioare, pot să spun că am reușit să mă liniștesc și să-mi găsesc o zonă în care să fiu sigură pe mine și pe ce simt în corpul meu de la primul moment al zilei când mă trezesc până la ultimul în care merg la somn. Seamănă psihoterapia lui Mihai Dragomir cu antele? Cu nimic altceva. Cu nimic altceva. Cu nimic altceva. Dar de ce spuneți lucrul ăsta? Pentru că domnul doctor abordează holistic tot ce înseamnă omul. Pleacă de la persoană, se duce către reacțiile în corp, apoi către ce aducem noi în corp să ajutăm zi de zi ca acesta să funcționeze foarte bine. Și eu asta nu știam să o fac deloc. Credeam că o fac foarte bine. Am învățat ca un copil mic ce înseamnă să te trezești dimineața până la ora de să mănânci asta, pentru că asta ajută organismul în intervalul respectiv, și până seara târziu să am un program organizat, conștient și asumat. Și asumat și să-l și duceți la capăt, pentru că voiam să puntez aici ceva. Aveți două lucruri pe care le repetați, acum cu frecvență redusă, ce este drept. Ce am făcut greșit de fiecare dată când ceva nu funcționa? Ce am făcut greșit? Evident că cumva poate să existe o parte de vină și din partea noastră, dar nu întotdeauna este așa. Și acest lucru cu viața, cu societatea, cu joburile, cu toate celelalte, v-au dus în punctul în care v-ați creat ideea că Veronica poate. Era cel de-al doilea lucru pe care îl repetați, indiferent ce vi se spunea, că ați și menționat programul foarte târziu, foarte haotic, întotdeauna cu aceeași constanță de zeci de ani de zile, nu de acum. Iar într-o zi m-a sunat și mi-a spus că ceva neplăcut s-a întâmplat, iar ceea ce a declanșat a fost tocmai acest concept că Veronica poate, întotdeauna poate. Vreau să-mi povestiți puțin despre acest lucru, despre această întâmplare nefericită, pe dictonul ăsta Veronica poate. Poate mașinăria la un moment dat să meargă până la infinit? Eu așa am crezut. Așa am crezut că voi fi o Xena, prințesa războinică care luptă, câștigă toate bătăliile până la adânci bătrâneți. Corpul meu, care constant mi-a dat niște semne pe care eu le-am ignorat, bineînțeles, a avut un ultim, o ultimă bătălie să-mi demonstreze că trebuie să-l ascult și atunci am constatat că în mine exista acest conflict de, deși le vedeam semnele, le înțelegeam că e momentul în care trebuie să mă relaxez, să-i dau pauză, să mă odihnesc, exista cealaltă parte care îmi spunea, ba nu că trebuie să faci, că poți, că ai mai făcut-o și ți-a ieșit și asta ai făcut tot timpul, ce altceva să faci dacă tu asta ai făcut tot timpul? Pe tu și poți. Uite că la un anumit moment dat, dincolo de aceste chestii, nu neapărat capitaliste, care ni se implementează, mașinăria nu mai poate. Mașinăria are o limită. Și când am refuzat să o ascult, am primit-o din belșug și am învățat lecția. Se pare că până nu te dai cu capul de pragul de sus, nu-l vezi pe celălalt. Da, așa este. Pentru noi a fost un caz special, referindu-mă aici la complexitatea, ca să nu spun și multitudinea problemelor de sănătate. Ați avut probleme cu glanda tiroidă, care ele s-au ameliorat, dar în continuare luptăm pentru ele. Vis-a-vis de membre, coloană vertebrală, nici n-aș mai ști ce să mai număr, până la analizele medicale de sânge, care la un moment dat umpleau masa. Cum erați anul trecut, cum sunteți acum și uitându-vă în spate, dacă ați crezut vreodată că o să fiți autor? Ați crezut că există o altă viață? O viață? Am sperat întotdeauna că voi fi mai bine, însă nu știam cum este acest mai bine, pentru că toată viața am trăit-o fiind, cel puțin de câțiva ani încoace, dar nu le vedeam, fiind pe repede înainte, pe pilot automat și știam că nu fac bine, însă nu știam cum să o fac. Anul trecut, comparativ cu anul acesta, pot să spun că anul trecut eram o persoană care nu știa când să-și spună stop, nu știa
că corpul ei nu mai are energie și mergea în continuare și consuma până la minus. Cum spune Mihai Dragomir, cu bateria descărcată. Cu bateria descărcată, acumulatorul de rezervă, care la un moment dat a cedat și acela. Iar acum știu unde să mă opresc. Pentru că știu unde să mă opresc și îmi dau voie să am exact orele potrivite în care să mănânc, să dorm, să mă concentrez și să fiu activă, lucrurile s-au schimbat radical. De fiecare dată, sau cu o frecvență destul de mare, veniți la ședințe și spuneți așa: domnul doctor, ce mi-ați făcut? Este foarte bine. În continuare, sunteți uimită după un an de zile. Ce vă determină să spuneți lucrul ăsta, mai ales după ședințele de senzorii al meu? Îmi dau seama că starea aceea pe care o trăiesc în corp după aceste ședințe, nu doar în ziua în care am ședința, ci și 2-3 zile, aproape o săptămână după, e o stare pe care n-am cunoscut-o la nivelul de atât de bine până acum. Și rămân impresionată, pentru că de fiecare dată aflu ceva nou despre corpul meu și reacțiile lui. Și a trecut un an de zile, practic. Da, și reacțiile lui de bine, pe care nu le-am simțit până acum și le vreau să rămână în continuare și cu atât mai mult sunt și mai înverșunată și mai responsabilă pe ce am de făcut, pentru că... Ați văzut transformări. Da. Am putea să vorbim nopți și zile despre mașinăria umană și mai ales atunci când obținem rezultate la care n-am fi sperat și aflăm sau începem să trăim o viață altfel, o viață fără medicamente, o viață fără durere, o viață care nu ne mai limitează la, nu știu, a sta în pat, a merge toată ziua după investigații medicale fără sfârșit, ci a ne lăsa practic să ne trăim viața așa cum trebuie, în mediul social, la job, cu prietenii, cu familia. Și știu că v-ați îmbunătățit și relația cu copiii, care sunt destul de mari, și cu familia, un pic ambiguă la un moment dat, adică diferența dintre generații, tot datorită lui Mihai, dar impactul lui asupra dumneavoastră, cum îl vedeți ca om și cum îl vedeți ca profesionist? Domnul doctor este un om profesionist care are grijă de oamenii care aleg să asculte tot ceea ce dumnealui poate să facă pentru ei. Pentru că am trecut și prin faza în care nu am ascultat. Nu te ascult. Și știu cum s-au desfășurat mai departe lucrurile. Prin domnul doctor am reușit să înțeleg că dumnealui nu creează niște pattern-uri, niște scenarii general valabile pentru toată lumea, lucru la care eu mă așteptam și, de fapt, acesta a fost și un impact foarte mare, că eu mă așteptam să-mi dea rețeta, eu să o urmez și să funcționeze. Nu lucrează așa, pentru că reacționăm diferit la mediu, reacționăm diferit la tot ceea ce vine către noi. Deși, cumva, la nivel mental știam lucrul acesta, nu știam cum se aplică la mine. Și eu mă așteptam să primesc rețeta, să o aplic și să funcționeze. E, n-a fost așa. Și Dumnezeu a avut mare răbdare cu mine până am ajuns în punctul să înțeleg că mașinăria mea funcționează după legea proprie, nici legea Dragomir, nici legea Veronica, nici legea altora. Ci legea propriei mașinării. Da. Și pe aceea, împreună cu dumnealui, o pot învăța. Pentru că N-avem o carte care să ne descrie cum merge mașinăria mea. Le luăm din aproape în aproape. Și asta am reușit să înțeleg. Și Dumnezeu a avut mare răbdare și în continuare are mare răbdare cu mine. Își dă seama când informația pe care mi-o transmite cumva o blochez, încă nu sunt pregătită să o primesc, o ajustează și mai încearcă următoarea și următoarea dată până ajungem în punctul în care sunt pregătită și înțeleg ceea ce mai am de făcut ca următori pași. Să înțeleagă ascultătorii. E clar că sunteți într-o versiune mult mai bună. Da. V-ați rezolvat problemele? Am rezolvat o mare parte din probleme. Cea mai mare pe care simt că am rezolvat-o este cea în care mă raportez la mine și la corpul meu. Știu acum cum să mă uit. Cum să vă uitați. Da. Și dacă n-ar fi fost Mihai Dragomir în viața noastră? Cine știe pe unde aș fi ajuns și cum aș fi ajuns.
Am să fac o mică paranteză aici pentru că ați vorbit și v-ați însușit și da. Respect acest lucru și vă mulțumesc o parte din ideile lui Mihai Dragomir și anume acela că dețineți cu mașinărie. Da. Și într-una dintre cărțile lui, Mănâncă cu încredere fără să te simți vinovat, Mihai scrie un lucru senzațional care mă uimește de fiecare dată când îl citesc, probabil știți și dumneavoastră că aveți cartea, spune că omul este o mașinărie. De fapt, este singurul din România care spune că omul este o mașinărie. Una scumpă, complexă, dar în același timp simplă, cu o putere fantastică de vindecare. Știți însă ce mai spune despre om? Da. Da. Omule, nu uita că nu ai trebuie să deschid. Da. Sunteți de acord? Sunt de acord și am înțeles cu greu lucrul acesta. Că nu am piese de schimb și de fapt piesele de schimb în mintea mea erau medicamentele. Iau ceva, mă simt mai bine, gata, s-a rezolvat. Am înțeles. Da. Am înțeles. Într-adevăr, așa este. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați acordat din timpul dumneavoastră, care știu că este foarte scurt și este ocupat. Deja următorul pacient sosește. Ne vom revedea cu noul podcast și noul invitat peste 2 săptămâni și până atunci nu uitați că omul este o mașinărie.